Fără păduri și fără un mediu sănătos, calitatea vieții noastre are de suferit. Astăzi dorim să ne informăm asupra stării în care se mai află pădurile țării noastre, în special cele aflate în proprietatea statului. În acest sens, l-am invitat în studioul nostru pe directorul Departamentului Fond Forestier, domnul Codruț Bâlea. Urmăriți un interviu realizat de colega mea, Cristina Soare. Înainte de toate, cu ce se ocupă Departamentul Fondului Forestier? Departamentul Fond Forestier din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor coordonează activitățile tehnice, silvice, lucrările tehnice care se execută în pădurile statului. Totodată coordonăm activitatea de pază a Fondului Forestier și asigurarea integrității Fondului Forestier în sensul în care controlăm intrările și ieșirile de suprafețe din Fond Forestier. Cum se face întinerirea pădurilor din România? Întinerirea pădurilor din România, în primul rând, pleacă de la necesitatea de a regenera periodic suprafețele de pădure care ating o anumită vârstă. Aceasta se impune datorită faptului că pădurea bătrână începe să piardă din capacitatea de a asigura funcțiile de protecție pe, acestele, pe care acestea le au, este cunoscut faptul, sau dacă nu este cunoscut, vă informez că întotdeauna pădurile tinere realizează o mai bună asigurare a funcțiilor de protecție, dacă ar fi să ne referim numai la fixarea, funcția de fixare a carbonului. Acesta este, activitatea de fixare a carbonului este mult mai activă la vârste mici, la vârstele tinere ale pădurii. Din acest motiv, pădurile care ajung la o anumită vârstă, în funcție de speciile din care sunt compuse, Trebuie întinerite în sensul că trebuie schimbată generația de arbor cu o nouă generație. Dar cum... Acest lucru se realizează prin recoltarea lemnului la vârste mari și prin asigurarea regenerării suprafețelor ulterior acestei recoltări. Asta era următoarea întrebare. Cum stabiliți că o pădure a ajuns la vârsta la care poate fi exploatată și trebuie reîntinerită? Acest lucru se stabilește prin norme tehnice. Vârstele de exploatare sunt date de cerințele ecologice ale fiecarei specii în parte și ele diferă, să zicem, de la 25 de ani în, cadrul, în cazul salcâmului până la vârste de 140-150 de ani în cazul arboretelor de gvercine de stejari. Ce se întâmplă cu toți acești copaci care au fost totuși tăiați în urma acestor defrișări controlate? Da, cred că e un pic impropriu să spunem defrișări. Este vorba de recoltarea lemnului în cadrul lucrărilor de regenerare a pădurii Defrișările au o cu tot altă conotație, ele sunt reglementate prin lege și vizează acele recoltări de lemn care urmează, sunt urmate de schimbarea destinației terenului și ele se fac numai în situații foarte clar reglementate, în general pentru edificarea de obiective de interes economic cum sunt autostrăzile, în general căile de comunicații, căile, rețele de transport de energie electrică, de gaze și așa mai departe. Ce suprafețe se reîntineresc de obicei într-un proces? Uh, acest proces este continuu. Noi regenerăm într-un an circa 20.000 de hectare în prezent. Pentru uh, spectatorii dumneavoastră, aceasta înseamnă cumva suprafața Bucureștiului. Deci în fiecare an, este regenerată o suprafață relativ egală cu suprafața Bucureștiului. Mai sunt defrișări ilegale în pădurile de stat din România? În pădurile de stat nu se poate vorbi de defrișări ilegale. Există tăieri ilegale, fără discuție, sunt recoltări fără drept de arbori, sunt situații izolate și ținute sub control. Pot să vă spun că volumul mediu multianual, deci într-o medie multianuală, este undeva la 40.000 de hectare, care înseamnă cam 1,3 metri cubi la 100 de hectare de pădure. Cine se ocupă de paza pădurilor pentru a preîntâmpina aceste situații neplăcute? Paza pădurilor este asigurată de personal silvic de teren, deci personal calificat, este vorba de pădurari. Aceștia au fondul forestier pădurea arondată pe așa numitele cantoane silvice, în care dânșii asigură pe de o parte prevenirea acestor fapte ilegale, nu numai tăierile și alte categorii de fapte ilegale, și în măsura în care depistează autorii unor fapte uh, ilegale, atunci se procedează la sesizarea organelor de în drept, organelor de urmărire în drept. Dacă descoperiți că au avut loc defrișări ilegale, ce faceți cu aceste terenuri? Terenurile în măsura în care sunt suprafețe importante sunt regenerate imediat. Deci există obligația ca în 2 ani să fie regenerată orice suprafață de pe care pădurea a fost îndepărtată, fie legal, fie ilegal. Domnule Bălea concret în cifre, dacă se poate. Cum arată defrișările în acest moment în pădurile de stat din România? Dar de potrivă și în pădurile? Deci, dacă discutăm de defrișări în accepțiunea pe care v-am prezentat-o mai devreme, v-am spus că ele se fac exclusiv cu aprobare legală pentru necesitatea de, de a edifica unele obiective în general de interes economic. Și vorbim despre tăieri. Despre tăierile urmate de schimbarea destinației terenului. Adică terenurile nu vor mai fi pădure, vor deveni terenuri ocupate de drumuri căiferate, rețele de transport și așa mai departe, obiective industriale, obiective de apărare și așa mai departe. Aceste suprafețe diferă, bineînțeles, de la un an la altul, în funcție de necesitățile economiei naționale. Ele sunt undeva între 60-70 de hectare pe an și cel mai mult au fost 200 de hectare într-un an. Domnule aceste defrișări trebuie precizat că în anumite cazuri, acolo unde legea prevede, se compensează cu terenuri care sunt introduse în fond forestier, de obicei mai mari ca suprafață decât cele scoase și care de asemenea se regenerează. Domnule Bulea, noi ne dorim să trăim sănătos și să avem păduri, așadar vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc.